Salut! Sunt Flavia Negoescu, iar astăzi la 2.0 vă invit să ne delectăm cu o serie de trucuri. Fotografice, bineînțeles. Începem cu o lecție rapidă, interesantă și extrem de utilă pentru toți cei care vor să înțeleagă ce este expunerea în fotografie și cum putem să ne asigurăm că pozele noastre sunt perfect luminate de fiecare dată. Iar la final îi predăm ștafeta lui Radu Pericol Țigănaș, care de-abia așteaptă să vă povestească totul despre cel mai nou joc din celebra serie Tom Clancy's Ghost Recon, episodul Wildlands, ce are loc în Bolivia, într-o lume de tip open world. Rămâneți cu noi, începe 2.0. Ești în situația în care tocmai ce ți-ai cumpărat un nou aparat de SLR, unul sau două obiective, un blitz extern și un trepied. Asta înseamnă implicit că ești pregătit să te apuci mai serios de fotografie, pentru că, în mod evident, îți dorești ceva mai mult decât simple instantanee pe care le-ai putea realiza foarte bine și cu telefonul mobil. Pentru orice începător, hobbyist sau pasionat de teoria fotografiei, astăzi ne propunem să vă ajutăm să faceți acel prim pas în arta expunerii și să vă oferim o bază care să vă ajute să realizați fotografii sau clipuri video mai bune. Asta înseamnă că vom acoperi termenii de bază și vom explica relația dintre diferitele elemente care influențează expunerea într-un limbaj super simplificat pe care îl poate înțelege absolut oricine. Iar în emisiunile viitoare vom continua discuția despre fotografie și vom discuta în detaliu despre elementele, teoriile și principiile care ne pot ajuta să realizăm poze spectaculoase. Există o abordare grafică foarte interesantă și ușor de învățat care corelează parametrii ce influențează expunerea unei imagini. Imaginați-vă așadar pentru început un triunghi, care în teorie se numește triunghiul expunerii sau The Exposure Triangle în limba engleză. Fiecare vârf al triunghiului reprezintă unul dintre cei trei factori principali care participă la realizarea expunerii: timpul de expunere, deschiderea diafragmei și sensibilitatea senzorului numită ISO. Relația dintre aceste trei variabile ne poate ajuta să calculăm corect cantitatea de lumină de care avem nevoie pentru a realiza o imagine în orice condiții. Dar să le luăm pe rând. Există două elemente principale care duc la o expunere corectă și două secundare. Cele principale sunt deschiderea diafragmei și viteza obturatorului, iar cele secundare sunt sensibilitatea senzorului sau ISO și compensarea expunerii. Însă înainte să ne cufundăm în detaliile referitoare la triunghiul expunerii și la cele trei variabile care îl compun, trebuie să discutăm puțin despre ce înseamnă un stop de lumină. În fotografie, un stop se referă la dublarea sau înjumătățirea cantității de lumină care ajunge la senzor și care reprezintă expunerea imaginii. Asta înseamnă că un stop de lumină în plus va face o fotografie subexpusă sau întunecată de două ori mai luminoasă și implicit scăderea cu un stop de lumină a expunerii va întuneca de două ori o fotografie supraexpusă. Adăugarea unui stop de lumină se poate realiza fie prin dublarea timpului de expunere, a ariei deschiderii diafragmei sau a sensibilității senzorului. Fiecare fotografie are nevoie de o anumită cantitate de lumină pentru a fi expusă corect, iar aceasta variază în principal în funcție de situația fotografică în care vă aflați. Încercați să capturați un subiect în mișcare sau un subiect static. Vă aflați într-o cameră întunecată sau într-un spațiu luminos. Diferența dintre cel mai luminos și cel mai întunecat punct din imagine este foarte mare sau, dimpotrivă, totul este luminat uniform. Și așa mai departe. Există numeroși factori care descriu situația fotografică în care vă aflați. Așadar, ceea ce vă desparte de rezultatul pe care vreți să-l obțineți, cel puțin din punctul de vedere al expunerii corecte a imaginii, sunt câteva noțiuni de bază foarte ușor de înțeles. Să începem cu primul colț al triunghiului. Viteza obturatorului, care este numită adesea și timp de expunere, reprezintă cantitatea de timp în care îi permitem senzorului să fie expus la lumină. Unitatea de măsură pentru timpul de expunere este secunda. Când apăsăm pe butonul de declanșare al fotografiei, camera va face poză. Un proces ce va deschide un set de lame subțiri poziționate concentric, adică diafragma. Timpul în care diafragma rămâne deschisă depinde de cum setăm noi viteza obturatorului. Această viteză variază de la un timp extrem de scurt, adică o viteză uriașă a obturatorului, cum ar fi, spre exemplu, 1 pe 1000, adică o miime de secundă, la unul foarte lung, adică diafragma rămâne deschisă mult timp, cum ar fi, spre exemplu, 30 de secunde. Prima variantă este folosită în cazul fotografiilor sportive sau când încercăm să surprindem clar un subiect aflat în mișcare, iar a doua variantă se pretează situațiilor în care fotografiem un subiect static care se află într-o încăpere extrem de întunecată sau când vrem să obținem imagini de tip light painting sau imagini cu traficul noaptea care să arate așa. Timpul de expunere este probabil cel mai ușor de explicat concept din triunghiul expunerii și asta deoarece funcționează în incremente aritmetice simple. Astfel, pentru a dubla cantitatea de lumină de care avem nevoie într-o fotografie, trebuie pur și simplu să dublăm timpul de expunere.
Spre exemplu, atunci când mutăm viteza obturatorului de la 1 pe 60 de secunde la 1 pe 30 de secunde, adăugăm un stop de lumină, deoarece senzorul va rămâne expus de 2 ori mai mult timp. Când schimbăm viteza obturatorului de la 1 secundă la 1 pe 8 dintr-o secundă, întunecăm imaginea de 3 ori, adică cu 3 stopuri. Dacă nu vă iese calculul matematic, gândiți-vă așa. De la 1 la 1 pe 2 e un stop, de la 1 pe 2 la 1 pe 4 alt stop și la final, de la 1 pe 4 la 1 pe 8 al treilea stop. Diafragma, sau aperture în engleză, se referă la ansamblul de lamele subțiri dispuse paralel cu lentilele obiectivului, ce formează un orificiu cu diametru variabil prin care trece lumina pentru a ajunge la senzor. Deschiderea diafragmei este un alt element al expunerii pe care îl putem controla în momentul în care dorim să realizăm o fotografie și care influențează nu numai cantitatea de lumină prezentă în imagine, cât și felul în care arată fotografia finală. Dar o să ajungem la discuții despre profunzime de câmp, blur și bokeh puțin mai târziu. Momentan să ne concentrăm pe relația dintre diafragmă și expunere. Cu cât este mai mare orificiul circular pe care îl observăm atunci când ne uităm în lentila unui aparat, cu atât intră mai multă lumină care ajunge la senzor. De altfel, folosind același principiu matematic de mai devreme, dacă dublăm area cercului, dublăm cantitatea de lumină care ajunge la senzor și implicit creștem expunerea cu un stop. Ați auzit cu siguranță termenul de f-stop în orice fișă de specificație a unui aparat foto sau în cadrul review-urilor noastre pentru camere foto sau video. Un f-stop este de fapt o fracție care descrie dimensiunea deschiderii diafragmei. Din punct de vedere matematic, aceasta este egală cu distanța focală a obiectivului pe diametrul lentilei. Este momentul să facem o mică paranteză de la discuția noastră despre expunere, să vorbim despre tipuri de obiective foto și distanțe focale. Distanța focală reprezintă distanța fizică dintre senzorul aparatului de fotografiat și centrul optic al obiectivului. Cu cât această distanță focală este mai mică, cu atât distanța este mai scurtă și implicit obiectivul este mai wide, adică are un câmp de profunzime mare și o magnificare mai mică. Cu cât această distanță este mai lungă, cu atât obiectivul va fi mai tele, adică o profunzime de câmp mai mică și o magnificare mai mare. În principal, obiectivele sunt de trei feluri: wide, normale și teleobiective. Obiectivele wide sunt cele cu distanță focală mai scurtă de 28 mm. Obiectele apropiate se văd mari, cele îndepărtate se văd foarte mici și obiectele din planuri diferite au mărimi disproporționate. Obiectivele normale sau medii sunt cele din jurul valorii de 50 mm. Iar teleobiectivele sunt cele care au o distanță focală mai mare de 100 de mm și cu care puteți surprinde obiecte aflate la mare distanță de cameră. Și aici discuția este mai lungă și foarte interesantă, așa că pentru moment ne mulțumim cu faptul că am lămurit ce înseamnă distanță focală și vom continua discuția despre tipuri de obiective într-o emisiune viitoare. Înapoi însă la diafragmă. Valorile diafragmei se exprimă în general sub formula F urmată de un număr. Deschiderea diafragmei este o caracteristică a obiectivelor și nu a aparatelor de fotografiat. Așadar, în cazul unei DSLR, unde obiectivele sunt interschimbabile, trebuie să verificați această caracteristică de fiecare dată când achiziționați o nouă lentilă. De asemenea, vă interesează mai degrabă deschiderea maximă a diafragmei, deoarece este mai ușor să întunecați o imagine atunci când aveți prea multă lumină, folosind timpul de expunere, ISO, filtre ND și așa mai departe, decât să o deschideți. Deși există obiective profesionale care ajung până la diafragme cu o deschidere maximă de 0.33, cum este, spre exemplu, modelul Super Q Gigantar de 44 mm de la Carl Zeiss, majoritatea obiectivelor pentru DSLR-uri pentru care să nu fie nevoie să vă vindeți casa porneți la o deschidere maximă de f1.2 sau f1.4 și ajung până la f64. La o primă vedere, progresia treptelor de deschidere a diafragmei poate fi puțin derutantă. Numerele nu par să aibă neapărat o progresie logică. În primul rând, de ce valorile mai mici corespund unei deschideri mai mari a diafragmei și invers, valorile mai mari unei deschideri a diafragmei mai mici? Pentru a înțelege de ce se întâmplă asta, este nevoie de puțină matematică, însă nu vă speriați, este mult mai simplu decât vă imaginați. Un f-stop este egal cu distanța focală pe diametrul lentilei. Implicit, dacă vreți să dedugeți diametrul din această formulă, acesta este egal cu distanța focală pe f-stop. Asta înseamnă că pentru orice distanță focală dată, putem calcula diametrul diafragmei împărțind distanța focală la valoarea f-stopului. Însă atunci când împărțim un număr la un număr mai mare, rezultatul, adică diametrul diafragmei, este mai mic. Iar atunci când împărțim același număr la un număr mai mic, rezultatul este mai mare. De aici sistemul oarecum confuz de numerotare. Fiecare treaptă de pe scara deschiderii diafragmei corespunde unei cantități duble de lumină față de cea anterioară. Așadar, dacă deschidem diafragma de la F2 la F1.4, area deschiderii este de 2 ori mai mare și va ajunge de 2 ori mai multă lumină la senzor. Iar acum, probabil vă dați seama că 1.4 mulțit cu 2 nu face 2 și vă întrebați de ce au insistat oamenii ăștia să complice lucrurile atât de tare. Nu vă panicați, nu va fi nevoie să memorați această progresie pe deasupra. Există un sistem. Chiar dacă 1.4 mulțit cu 2 nu face 2, din fericire 1.4 mulțit cu radical din 2, care este aproximativ 1.4,
face aproximativ 2. Nu are sens să intrăm în detalii și să aflăm de ce radical din 2. Dacă în schimb aveți o curiozitate nestăvilită să aflați de ce, vă invităm să ne scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii și promitem să vă dăm toate formulele matematice de care aveți nevoie pentru a testa singuri logica din spatele acestui sistem de notare. Ultima variabilă din triunghiul expunerii este sensibilitatea senzorului, numită ISO. Ca să trecem repede peste termen, ISO este o abreviere pentru International Organization of Standardization, care este o instituție internațională care se ocupă cu standardizarea ratei de sensibilitate a senzorilor din camerele fotovideo. Pe vremea fotografiei analog, adică pe film, fiecare rolă avea o anumită sensibilitate la lumină. Asta înseamnă că în funcție de substanțele chimice cu care era tratată o rolă, cu ISO 400, spre exemplu, putea să capteze mai multă lumină la același timp de expunere și cu aceeași deschidere a diafragmei decât o rolă cu ISO 200. Camerele digitale moderne permit utilizatorului să ajusteze sensibilitatea la lumina senzorului. Valori mai mari ale ISO-ului înseamnă că senzorul nu va trebui să colecteze la fel de multă lumină pentru a expune corect fotografia, iar valori mai mici ale ISO-ului înseamnă că senzorul va trebui să facă un efort mai mare pentru a capta lumină. Aceasta este scara valorilor ISO. La fel ca în cazul timpului de expunere, aceasta este ușor de înțeles. Dublarea valorii ISO înseamnă creșterea cu un stop a expunerii. Înjumătățirea ISO-ului, scăderea cu un stop a expunerii. Pentru orice fotografie există o singură expunere care este corectă din punct de vedere matematic. Există însă sute de combinații dintre deschiderea diafragmei, timpul de expunere și valoarea ISO care să genereze acea expunere. Combinația pentru care optăm depinde de viziunea noastră artistică despre acea imagine. O să vorbim într-unul dintre episoadele viitoare despre cum putem folosi acești trei parametri în scopuri artistice. Pentru moment însă, să ne concentrăm asupra felului în care cele trei variabile interacționează între ele. Pentru orice expunere, dacă una dintre cele trei variabile se schimbă, va fi nevoie să ajustați măcar una dintre celelalte două în direcția opusă. Dacă, spre exemplu, v-ați hotărât să scădeți timpul de expunere cu două stopuri, deoarece subiectul vostru se află în mișcare, va trebui fie să deschideți diafragma cu două stopuri, fie să creșteți ISO-ul cu două stopuri, fie amândouă cu câte un stop, pentru a păstra aceeași expunere. Ca să ne fie mai ușor să înțelegem cum funcționează toată schema asta, haideți să nu mai vorbim despre lumină, ci despre ploaie. În speță, haideți să ne gândim că încercăm să umplem găleți cu apă de ploaie. Expunerea reprezintă cantitatea totală de apă pe care o colectăm. Să zicem că ne propunem să colectăm un litru. În această analogie, timpul de expunere reprezintă durata de timp în care lăsăm găleata afară să colecteze apă. ISO-ul va fi reprezentat de cât de tare plouă afară. Un ISO mare înseamnă că plouă cu găleata, în timp ce unul mic înseamnă că burează. În final, diafragma reprezintă aia gurii găleții. Există nenumărate scenarii în care putem colecta un litru de apă. Plouă abundent, avem o găleată cu o deschidere ca de un dop de sticlă, așa că va trebui să lăsăm găleata mai mult afară. Ne luăm o găleată mai lată, terminăm mai repede. Ploaia se domolește, fie ne luăm o găleată și mai mare, dacă avem de unde, fie iar avem mai mult de așteptat. Scenariile sunt multiple, iar combinațiile posibile dintre viteza obturatorului, deschiderea diafragmei și valoarea ISO sunt la fel de variate. Este vreuna dintre combinații mai bună decât alta? Ei bine, asta depinde exclusiv de cum vreți voi să arate fotografia. O diafragmă mai deschisă înseamnă profunzime mai mică de câmp, în timp de expunere mai mare înseamnă că am nevoie de un subiect care să stea cât de cât nemișcat pentru a avea un contur bine definit, un ISO mai mare în funcție de cameră înseamnă cel mai adesea zgomot de imagine și așa mai departe. Pentru emisiunea de astăzi este important să înțelegeți că aceste trei variabile se află într-o relație constantă de echilibru și compromis. Pentru orice întrebări suplimentare despre triunghiul expunerii, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook a emisiunii, iar dacă vreți să aflați mai multe despre fotografie și camere foto, nu ratați următorul episod 2.0, în care discutăm despre distanțe focale și modurile foto prezente pe majoritatea aparatelor de fotografie digitale. Până atunci, vă propun să ne felicităm pentru ce am învățat astăzi și să ne delectăm cu o porție de Radu Pericol Țigănaș și un nou joc open world de tip tactical shooter produs de studioul Ubisoft, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.